După 7 luni de dezbatere, proiectul de lege privind coplata a fost aprobat de guvern. Sistemul nu se va aplica pentru asistența medicală de urgență și se va realiza prin eliberarea unor tichete moderatoare de sănătate în valoare de 600 de lei. Banii plătiți de asigurați vor reprezenta venituri ale medicilor și spitalelor. Nu va reuși să acopere nici pe departe nevoile de finanțare ale Spitalului Județean. De ce vă spun asta? Pentru că dacă vă uitați, 8 milioane de locuitori din țara asta vor fi scutiți de coplată. O parte din activitatea medicală, datorită lipsei banilor, nu este susținută financiar de către stat și atunci trebuie să apară și niște bani suplimentari. Coplata nu se încasează pentru nașteri și pentru anumite servicii medicale, precum ședințele de chimioterapie. Din 2011 se vor plăti consultațiile la medicul de familie sau la specialist, dar și spitalizarea. Din 2011, o consultație la medicul de familie va costa 5 lei, iar o consultație realizată în afara orelor de program va costa 15 lei. Pacienții care vor merge în policlinică la un medic specialist vor trebui să scoată din buzunar suma de 10 lei, iar în afara orelor de program vor trebui să plătească specialistului suma de 15 lei. De asemenea, internarea de zi va costa 10 lei, iar o internare continuă 50 de lei per episod de internare. E mare pagubă, dacă e vorba de 50 de lei, dar să fie serviciu mai bun, de calitate. Știu de mult sistemul ăsta. Dacă noi ne zici, cumpărăm tot din farmacie. Cumpărăm tot. Noile contribuții nu vor fi suportate de toți cetățenii. Vor fi scutiți pensionarii care au un venit sub 700 de lei pe lună, copiii cu vârsta până la 18 ani, tinerii până la 26 de ani, fără venituri și bolnavii incluși în programele naționale de sănătate. După cheltuirea celor 600 de lei pe an, pacienții nu vor mai achita coplată.